Apocatastaza, ca să înțeleagă toți, înseamnă credința în iertarea tuturor oamenilor, chiar și a demonilor, și în faptul că până la urmă toată lumea se va întoarce la un bine absolut și general. Și că nu va mai fi nicio suferință, nicio durere, nici rai, nici iad. Este o erezie, pentru că, de fapt, ai lua libertatea omului. Omul are și a îngerilor. Și îngerii și oamenii au libertatea de a se opune lui Dumnezeu. Au libertatea de a nu dori să fie miluiți de Dumnezeu, de a nu dori să fie ajutați de Dumnezeu. Au libertatea să-i stea împotriva lui Dumnezeu pentru totdeauna și sunt conștiințe, sunt inimi care se construiesc, se zidesc pe această învârtoșare, împotrivire și care de fapt nu este un rău și când se duc dincolo și moștenesc iadul, acest iad nu este un rău pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei, ci este propriul rău, pentru că, de exemplu, un bețiv care vrea să continue la nesfârșit bețiile, dacă ar trăi neîncetat în această stare de beție și de suferință și de urmările beției sale, asta este un iad dusă la nivelul veșniciei, asta e un iad îngrozitor. Nu are ieșire această durere, această suferință. Deci Dumnezeu lasă pe fiecare să meargă pe calea lui și nu îi poate obliga și nu vrea să-i oblige pe oameni ca ei să meargă pe calea lui Dumnezeu și să-l accepte, să-i accepte iubirea. Și de aceea noi nu putem crede în apocatastază, pentru că credem și știm că sunt duhuri necurate ale demonilor și sunt duhuri și sunt oameni care nu vor vrea slavă, să dea Dumnezeu ca tot să vrea. Dar pentru că este libertate și că Dumnezeu le-a dat chipul său și că îi pot alege, sunt oameni și îngeri care nu vor vrea niciodată să meargă pe urma lui Dumnezeu sau să-i accepte dragostea, și asta înseamnă iad, asta înseamnă suferință. Și ei vor accepta această suferință și vor dori să meargă pe această suferință numai și numai ca să stea împotriva lui Dumnezeu și ca să se răzvrătească împotriva lui.